Hai să vorbesc cu Lenuța. Scrie aici că e posibil să mă înșele fata. Controlați că am impresia că mă înșală. Am impresia. Mai mergi tu la biserică. Cât cât fieți? Ce să controlez? Poți controlez în viața asta? Alo. Alo, bună seara. Bună. Lena? Da, la cine vorbesc? Așa. Nu-l cunoști, nu? E, ia dat seama, așa gândești. Ștefan. O, Ștefan. Deodată ți-ai dat seama, văd. Păi, dar după cum ai făcut-o aseară? Dar ce-a fost aseară? Da, și tu faci că nu ți-ai minte? Nu știu, poate am băut-o rea, poate. Păi, mâncat, ai băut și ai dus. Unde m-am dus? N-am mai dus eu. Te-ai dus cu drumii. N-are cum. Ei, cred că... A, a apărut ceva urgent aseară, da. Trebuie păi, să... Da. Așa faci, așa faci. Ei, dar tu m-a dat mă scuză, înțelegi? Prietenii m-au scos la... din sărite. Hai, ieși, 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 hai și m-am dus. Dar tu te-ai timp cu prietenii, te duci de mine, Ulf. Las că eu o să-mi iau revanșă. Și data trecută am fost și tot normal. Ce ai făcut? Tot normal a fost, ce nu? 3 minute, da? 3 minute, am stat la tine 3 minute. Ia-n ascultă. Ascult. Ce faci? Ești liber mai seară? Vin la tine? Nu știu. Da sau nu? Că eu știu să le sun la drog și le spun că nu vin și vin la tine. L-am întrezit în soarta mea. Soarta. Dar plasă da. Las că eu vin la bloc acolo, la scări și ieșim și pe scări cumva. Sunt eu revanșa, știi cum? Haide. Sunt eu revanșa de aseară, știi cum? Hai, tu ai scoți niște maioneză și niște baton și un pahar de coniac și las că pe scări. Dar ce soarta așa? Stai la tine? Patinca. Apoi, precis, da sau nu, eu vin la tine sau nu vin, ca pe știu. Dar nu știu, nu mi-au spus precis, o să faci vin. Dar când ați vii, dar vin eu am răb de la tine și... Ei, dar dacă vine soarme. Nu ești răb de, știi cum, dacă ne-ai spus 3 minute. Ia, ascultă, nu, serios. Hai, închidem cheia și când sună răb de și hop, și ne-am îmbrăcat și gata. Nu știu. Pe că spun eu în 20 minute la tine... Că eu sunt centru. Și vin la tine și răbde în 20 minute, dovdim, 40 minute și mă duc și gata. Bun, dar hai. Ei, ascultă, dar ce mai faci și drug tu? La Moscova. A, dar când vine? Nu știu, peste vreo lună. Am înseamnă că noi să mai dovdim, da? Da, păcă. Și de gine, și de mergi, nu. Și să iau ceva în drum, niște vodcă, niște bere. Da, las că am eu. Hai, bun. Lena, eu vreau să-ți spun ceva, dar dacă ești pregătită, adică poți să-ți spun ceva. Hai să aud. Eu sunt Catare Anatol Melnic, de la Jurnal FM, suntem de la radio. Idiotule! Cum asta? Băi, asta nu se poate. Oh my god! Băi... Băi, tu-ți închipi de la scam eu? Tu-ți închipi ce a fost asta? Uite mesajul. Controlați-vă, rog, că am impresia că mă înșeală de la da, Igor. Da, Igor, impresia ta nu este doar impresie, este o părere corectă. Idiot, e Ștefan, că numai 3 minute, nu eu. Da. Incredibil, băi. Asta-i fea de tot. Idiotul. Băi.